Centrul de recrutare de personal din Rovinare a fost redeschis. Primarul Robert Filip a declarat că centrul beneficiază de asistență din partea autorităților. De asemenea, acesta este folosit de fabricile deschise în oraș pentru a atrage personal din localitate și mai ales din comunele învecinate. La începutul pandemiei de coronavirus, autoritățile locale și conducerile fabricilor au luat decizia de a suspenda activitatea Centrului de Recrutare de Personal. Zilele trecute, centrul a fost redeschis. Este un centru care a fost închis când a început pandemia de coronavirus. Au trecut câteva luni de inactivitate și am luat decizia să repornim activitatea. Se caută forță de muncă în comunele învecinate și în rovinari, desigur pentru că există în continuare disponibilitate la angajare de personal. Poate mai sunt și rovinărenii care aleg să revină acasă din străinătate, a declarat Robert Filip, edilul din rovinari. Robert Filip a declarat că ultimii muncitori recrutați pentru agenții economici din Rovinari sunt din Plopșoru. Este nevoie în permanență de muncitori și se caută lucrătorii peste tot pentru că nu pot să finalizeze investițiile și apoi să se trezească în fața faptului împlinit, adică nu au personalul necesar. Se fac din timp toate aceste lucruri. În anumite cazuri, este nevoie de pregătirea și calificarea muncitorilor, a unui nucleu care să îi pregătească pe cei care vor veni să lucreze. Mai sunt în așteptare alte două investiții: fabrica de gips, carton și serele. Se caută personal pentru că există acum. Dar dacă se vor concretiza și celelalte două, va fi nevoie și de mai mulți muncitori. Nu am spus nu, când a trebuit să acordăm asistența acestui centru, este în interesul primăriei să fie cât mai multe locuri de muncă. Ne ajută și pe noi prin încasarea de taxe la bugetul local, a mai spus Robert Philip. La fosta uzină de reparații rovinari este în lucru altă fabrică și aceasta are nevoie de personal.